Un oligarh ucrainean s-a declarat împotriva separatiștilor din estul Ucrainei. Rinat Akhmetov, care deține mai multe mine de cărbune și întreprinderi energetice în regiunea industrială a Donbasului, se pronunță deschis pentru anihilarea militanților din Donetsk și Lugansk. Akhmetov a chemat toți locuitorii din această regiune să intre astăzi în grevă în semn de protest față de acțiunile prorușilor care vor să boicoteze alegerile prezidențiale de duminică. Într-un apel de urgență, miliardarul a îndemnat să fie declanșate sirenele fabricilor și minelor, dar și a claxoanelor de la mașinile cetățenilor. Akhmetov a avertizat că nu va lăsa Donbasul să fie distrus de anarhie. Я хочу сказать всем, мы не остановимся. Нас не запугать. Нас не запугать никому, в том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой Народной Республикой. Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Mai mulți locuitori din Donețk au răspuns apelului miliardarului și au invadat străzile pentru a susține această acțiune. С первого дня, когда сепаратисты здесь появились, я поддерживаю единство Украины и поддерживаю любые акции в знак протеста против этих всех тенденций нездоровых, на мой взгляд. Мы за Донбасс в составе единой Украины. Мы хотим жить мирно, спокойно и хорошо. Anterior, în presa locală se spunea că oligarhul ucrainean ar finanța separatiștii. Omul de afaceri însă a negat vehement speculațiile. Akhmetov este considerat cel mai bogat om din Ucraina, cu avere estimată la peste 15 miliarde de dolari. Pe lângă afaceri în metalurgie și sectorul energetic, el este și patronul clubului de fotbal Shakhtar Donetsk.